Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă la Gate Shop. Aceasta este sacoșica și o să scot produsele să vi le arăt. Sunt toate pentru mine. Voi începe cu acest tricou care îmi place foarte, foarte, foarte mult, cu bâz, cu albine. Doamne, iubesc albinele, iubesc foarte, foarte mult aceste insecte atât de adorabile. Nu știu, mie mi se pare foarte, foarte adorabile. În mărimea S este un roz foarte, foarte frumos. Următorul tricou, pentru că mi-am luat foarte multe tricouri, am slăbit, iar ceea ce am îmi vine foarte urât, foarte larg, așa că am fost nevoită să-mi iau alte tricouri. Pe gri este un tricou basic, tot așa S, doar că mie tot mi se par large astea S, sincer să vă spun. Următorul. Acestea l-am luat la reducere, cred că era undeva la vreo 8 lei. Acum pe site-ul lor sunt foarte mari reduceri. Chiar am mai plasat o comandă, urmează și săptămâna viitoare o comandă tot de la dânsii, ca să nu mă lungesc. Și am găsit tricouri la 5 lei. Da, tricouri la 5 lei. O să le vedeți în următorul meu clip. Tot în mărimea 36 și nuanța aceasta pe care eu o ador. O să le probez și o să vedeți cum îmi vin. Deci am unul care iubesc culoarea. Este acesta. Este un mov lila. Nu știu, nu apare pe cameră exact cum este el. Nu știu de ce. Așa, acum. Exact așa este. Tot așa, 36. Eu când îmi achiziționez haine de la Gay Shop, mă iau după părerile celorlalte fete care și-au achiziționat. Și acolo scrie: mic, a fost mare sau potrivit, are elasticitate, nu are elasticitate. În caz de are elasticitate, iau cu un număr mai mic. În caz de nu are elasticitate, voi merge pe un număr mai mare. Cam așa îmi aleg eu, de fapt, cam de pe toate site-urile. Mi-am recumpărat tricoul ăsta, ca să fiu sinceră despre acest tricou. Eu mai am unul și aici, exact în mijloc, am făcut o pată de clor. Nu mă întrebați ce s-a întâmplat, dar pur și simplu mi-a părut rău pentru el și l-am văzut la o reducere tot așa de 8 lei și cu reducerea mea, cred că undeva la 7 lei am dat pe el. Tot în mărimea 36. Este culoarea care îmi place mie foarte, foarte mult. Nu se putea să nu lipsească un tricou galben. Iubesc culoarea galbenă. Tot în mărimea 36. Acum haideți să vă spun despre aceste tricouri un picuț, câteva detalii. Sunt elastice. Acesta galben este elastic. Cel portocaliu are elasticitate, mie mi se pare și un fel de M. Acesta tot așa. Cel roz, da. Acesta, da. Acesta nu, acesta este mai strâmt. Deci acesta este S. Nu cred că vine. Dacă vreți, vi-l puteți achiziționa cu un număr mai mare. Că el așa nu. Deci este S ăsta. Iar ăsta este S, dar pare M. Deci dacă îl vreți mai strâmb, îl luați cu număr mai mic. Dacă îl vreți mai larg, îl luați exact cu numărul vostru. De exemplu, el dacă este S, iar mie îmi vine ca un M, înseamnă că un M ar veni un L. Și elasticitate? Da, are elasticitate. Vreau să ofer și informații că eu când mă uit la niște clipuri și vreau o haină, nu știu cum să le aduc, dacă este elastic, chiar îmi doresc să oferiți și astfel de informații la haine. Și mi-am luat unul pe negru, nu sunt cu negru. Dar avea scris Girl Power Forever, da, o fată puternică pentru totdeauna. Și tot așa în mărimea M. De ce mi l-am luat M? Pentru că l-am vrut larg pentru a-l purta cu colanți.
Da, mi-a plăcut. Și elasticitatea are, dar o să vedeți, când îl iau pe mine, am impresia că este un S. Sau vine pur și simplu MM. Deci nu pare deloc larg. Și ultimul produs, nu sunt eu cu negru, nu prea îmi place să port negru, sincer vă spun. Nu înțeleg de ce mi-am luat-o. Este o cămașă pentru noapte, dar am zis, hai, pentru noapte merge. Are și bureței. Eu mai am cămăși de noapte de la dânsii. Mărimea este M. Am vrut eu așa mai largă și vine ca o rochiță pe mine. Este elastică. Avem și detaliu. Și cam acestea au fost cumpărăturile mele de la Gay Shop. O să vă las inserate fotografii cum îmi vin aceste produse. Dacă vreți informații, cu drag. Și mă găsiți și pe Instagram, Nicol Cng. Până data viitoare să ne auzim cu bine și multă sănătate! Pa, pa!